națională, pentru că obiectivele naționale sau un guvern PSD plus PUR plus PNL? Trebuie să termin. De două lucruri. Acest vot este un semnal extraordinar pentru un vingător, indiferent cine era. Sunt două românii, cum s-a spus. În aceste condiții, votul celei de-a doua românii sau celelalte părți a românii a fost unul. După părerea mea, se poate face un guvern de Uniune Națională, că temele mari sunt de acord toate partidele, integrare, asta va fi, de fapt avem un guvern la Bruxelles. Și al doilea lucru, trebuie să țină cont PSD-ul de semnalul dat de acest vot foarte strâns. Pe care Traian Băsescu a refuzat a priori ideea unui guvern, unei guvernări de Uniune Națională. Domnul Marcel, Traian Băsescu a spus că nu va mai candida. Vă dau și eu niște argumente. Ba da, dar eu știu, politicienii multe spun. A spus că și v-am vizit. Vreau să vă spun două lucruri și după aceea, dumneavoastră să alegeți care variantă, care dintre cele două variante vi se pare mai acceptabil. Se tot vorbește de 3 ani, cred, de posibilitatea unei guvernări alături, între PSD și PNL. Dar trec peste asta. Vorbim de asemenea de o Uniune Națională. Spuneam și repet declarat că Traian Băsescu nu vom participa la un guvern de Uniune Națională. Cele două variante care se deschid, dat fiind faptul că există două Românii și rezultatul este atât de strâns, sunt un guvern de Uniune Națională, la care să participe toate partidele politice, care au obținut peste 5% pragul sau și mai mult decât atâta, și cea de-a doua variantă este legată de această mult vehiculată idee PSD plus PUR, adică Uniunea plus PNL. Vă rog. Nu, stai. Eu cu PNL, în primul nu sunt de acord cu pare, dacă eu aș lansa o și o pârlă, pentru că dacă noi lansăm această, sau cel mult ipoteza asta, pare o șopârlă pentru ca PNL-ul să se demobilizeze în perioada urmă. Nu am spus însă alt lucru. Acest vot mai arată un lucru, că PSD-ul sau care va guverna trebuie să țină cont de vot, trebuie să țină cont de faptul că s-a dat un vot împotriva corupției. Deci dacă nu se iau măsuri, nemulțumirea populară va crește și va crește, și doi, a fost un vot și pentru schimbare. Dacă vor fi aceleași fețe în guvernarea... Schimbăm canalul, schimbăm România. Nu știu, am spus în sensul ăsta. PSD-ul va avea foarte mari probleme. Domnul Hurezan. Da. Domnul Cristoiu spune. În legătură cu guvernul de Uniune Națională, din teoria politică, și avem aici pe profesorul Râvulescu, știm că guvernele de Uniune Națională în perioade critice, cum va fi perioada care urmează, pentru că euforia asta cu Europa trece, și îndată după 2007, în cel mai bun caz, încep și problemele. În astfel de perioade critice, în astfel de perioade, Uniunea Națională, în sensul guvernului de Uniunea Națională, nu fac decât să provoace radicalizarea extremelor. Aici nu se poate face un guvern de Uniunea Națională cu PRM. E clar că, dumneavoastră, spuneați că tot ce a obținut peste 5% intră. De obicei, guvernul de Uniunea Națională se face între partidul principal al dreptei și partidul principal al stângii. Să admitem că aici ar fi PSD PUR și PNL-PD. Deși nu avem de un guvern de mare coaliție în sensul german al cuvântului. Un guvern de mare coaliție care ar antrena imediat o radicalizare a singurei opoziții importante care rămâne în Parlament, care este PRM-ul. Nimeni nu face astfel de greșeli. E o săritură în gol. Pe de altă parte, trebuie să spunem că la datele pe care le avem, datele cursului, se poate face guvern. Cu o majoritate parlamentară se poate realiza în acest moment, după ce se va face redistribuirea plus grupul minorităților. Da. În Camera Deputaților se poate realiza majoritatea. PSD-ul este în situația aceasta, PSD plus PUR. Este mai greu de realizat în varianta cealaltă cu Senat. Iar la Senat, într-adevăr, rămâne o necunoscută și va trebui să vedem rezultatele finale acolo, pentru că nu mai există grupul minorităților naționale. Plus posibilitatea unor migări de parlament de la partide care... Să nu uităm, a existat mereu complicitatea unor parlamentari din opoziție cu cei de la guvernare. Am vorbit de migrație, poate că aș vrea să vă citesc că cred că v-ar interesa. Ce s-a întâmplat cu voturile lui Iliescu din 2000? Da. Cum s-au distribuit? Și mai ales, și mai interesant, ce s-a întâmplat cu voturile lui Corneliu Vadim Tudor din 2000? Da. Cred că asta ar putea să ne dau un răspuns și pentru turul 2. Vă rog. Deci, din voturile lui Ion Iliescu, 67% l-a luat Adrian Năstase, 24% Traian Băsescu și
6%, Corneliu Vadim Tudor. Deci știți că a fost întotdeauna... De 67 dintre votul lui Ion Ilescu de-a luat 6? Și doar discursul radical. 11% la Adrian Năstase. Deci, practic, cei care au votat, jumătate dintre cei care au votat cu Corneliu Vadim Tudor, au rămas cu Corneliu Vadim Tudor, dar iar o treime s-a dus la Traian Băsescu. Deci, spune că Traian Băsescu a mers cam pe acest culoar și i-a luat lui Vadim. Da, cred că da și cred că și Alianța nu a mai datele, dar cred că și Alianța nu. Și mai e un răspuns la ceea ce spune. Acel vot de protest. Mai este un răspuns la ceea ce spune. De cât ar avea nevoie de Năstase, de la PRM, de la Vadim? Evident. Nu mai discutăm, nu, interesant. Asta e foarte interesant pentru că în campania din 2000, practic singurul discurs puternic, agresiv, să spunem, l-a avut Corneliu Vadim Tudor. Acum au fost două discursuri de acest gen, Traian Băsescu și Corneliu Vadim Tudor. Sigur, nu putem vorbi de asemănarea lor până la... Dar nu cred că e vorba de votul de protest din 2000, care de data asta s-a transferat în... Da, putem să-i spunem vot de protest. Amintiți-vă că votul de protest de atunci, o parte din el a fost dat de cei care au votat CDR-ul 96. Exact. Au votat cu... Votul antisistem sau de protest? Ne oprim pentru ultima dată în această seară să discutăm publicitatea pe care ne întoarcem în studio pentru ultimele comentarii a invitaților noștri. Critici, șapte, lupu. De sărbător, bucurați-vă de Stalinskaya, cu moderație. Revelion în Tenerife. Alegeți o vacanță de vis la www.infovacanțe.ro. Cum ar fi să ai un preț mic la mașinile de spălat Arctic? Vino la Domo! Mașinile de spălat Arctic au acum prețuri începând de la numai 7.999.000 de lei. Domo, dorește-ți mai mult. Ia-o și pasă. E buzdorele, are mai simul, mă? Imediat! Dorele? Mira, unde smulgi, puterea crește. Dorele? Ia mai rămân! Nu rata marea ofertă pentru 2005. O super reducere de până la 35% din prețul obișnuit, peste 100 de ediții gratuite ale gazetei sporturilor. Abonează-te direct la ziar. Nu rata marea ofertă pentru 2005, făcută de Gazeta Sporturilor. Acum chiar ai cea mai mică rată și cea mai mică dobândă, 9,5% și fără carte de muncă. Domo, dorește-ți mai mult. Acum chiar ai cea mai mică rată și cea mai mică dobândă, 9,5% și fără carte de muncă. Domo, dorește-ți mai mult. Gustului de care te-ai îndrăgostit.
cu dragul.